Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție Bezei Life. În primul rând, vă spun și Hristos a înviat, pentru că este prima dată când ne vedem la emisiunea noastră săptămânală cu Părintele Calistrat Chifan. Astăzi vom vorbi despre trei mari sărbători din Săptămâna Luminată, Izvorul Tămăduirii, Duminica Tomei și Sfântul Gheorghe. Despre toate aceste sărbători ne va vorbi astăzi Părintele și vă invit din start să dați un like și un share emisiunii pentru ca discuția să ajungă la cât mai multă lume. Sărut, mâna, Părinte, bine ați revenit! Bine v-am găsit! Hristos a înviat tuturor și profit o secundă de această ocazie. Le mulțumesc din tot sufletul tuturor celor ce ne-au trimis urări și încă n-am reușit să le răspund la toți că-s cu miile. Înainte de Sfintele Sărbători de Paște, am vorbit cu vreo lună și ceva ne-am tot pregătit. Dar aș vrea să vă întreb acum la început, cât e de importantă și săptămâna ce a încheiat toată această perioadă? Săptămâna luminată, aici trebuie să avem un pic de atenție, că aici totul e numai har, totul e numai lumină, totul e numai semnificație, totul e numai simbol și totul e numai dogmă. De ce se numește ea Săptămâna Luminată? Cei care participă și au mers vreodată la liturghiile înainte sfințite au văzut că după jumătatea postului sunt niște rugăciuni speciale în care se spune așa: cei pentru luminare să ilumineze Domnul, să le dea înțelepciunea, să unească cu Sfânta sa turmă, să ilumineze cu Harul Sfântului Duh, să-i apropie de Sfânta sa biserică. Cine sunt acești luminați? Pe vremurile începutului creștinismului, când s-a început Sfânta Junezească liturghie și se slujea în biserică, la Paști se făceau toate intrările în ortodoxie, sfintele botezuri. Și era ceva super minunat, că neofiții sau catehumenii erau pregătiți, cititele pădările, învățat catehismul de credință. Uite, de exemplu, cultul romano-catolic păstrează și azi o chestiune din vechime cu foarte mare acrivie. Nu ia în perfecțiunea totală lucrată, dar e ceva important. Undeva pe la vârsta de 9 ani, cred că a copilașilor, le face un fel de mirungere, de primire în biserică și ei trebuie să știe, merg cu nașa lor acolo și trebuie să știe din catehismul romano-catolic toată învățătura de credință creștină. Ei, și atunci de-abia le dă acea notă sau diplomă sau ce le dă acolo, un certificat, un înscris că a primit Marele Mir, ia prima Sfântă Împărtășanie și ia pentru prima dată Marele Mir pe fruntea lui și considerat creștin de plin. Așa e în regulă dumnealor. Ei, acești oameni care veneau la creștinism trebuiau să cunoască foarte bine taina învierii, cele șapte taine din biserică, rostul creștinismului, rostul învierii lui Hristos, rostul crucii lui Hristos. Și după ce învățau toate acestea, în ziua de Paști se făceau zeci, sute și mii de botezuri. Toată săptămâna luminată, noi spunem așa că la trei zile mergem să scoatem pe ala micuți din mir. Noi mergem să mâncăm și ne simțim bine. Aia scosul din mir e o mini-pretextă, ca să spunem. L-ai spălat pe ala micu, i-ai dat să sugă, l-ai pus să doarmă și noi punem masa și chefuim. Ei, acești catehumeni veneau toată săptămâna aceea luminată la biserică, cu lumânarea prinse în mână, cu nașii lor, cu cine a catehizat, cu cateheții lor, și îmbrăcați în haine, în cămașa albă de botez. Și așa plecau și așa veneau de la biserică. De aceea s-a numit Săptămâna Luminată, pentru că tot timpul biserica era plină. Ați văzut în noaptea de înviere, noi luăm toți lumină, ca fie ai luminii, dar cele trei zile de Paște, când stăm după amiaza la slujbă și dimineața la liturghie, sau toată Săptămâna Luminată, stăm cu lumânarea prinse în mână, imitând pe acei luminați care se botezau în ziua de Paște, adică noi fiind creștini, ținem lumina lui Hristos în mâna prinsă. Deci nu-i ca să facă preotul bani, nu-i ca să se vândă lumânările, nu-i ca să se îmbogățească cineva. Acesta este simbolul acestei taine a săptămânii luminate. Și nu întâmplător, în postul lui Hristos cel Mare găsim sărbătoarea Bunei Vestiri, iar acum în Săptămâna Luminată găsim această sărbătoare și prima, care va fi mâine, numită Izvorul Tămăduirii. Ea se coboară negra istorie până la Leon cel Tânăr, care ajunge și împărat,
Și era un om bolnav, orb, vai de capul lui, avea nevoie de o gură de apă. Și Leon cel înțelept era un om foarte sufletit și a spus, să-ți dau apă, dar de unde să-ți dau? Și aude o voce. Leone, nu te du prea departe, vezi aici în tufișul cu tare, era undeva în Vlahernele de astăzi, pe acolo, pe undeva, prin Constantinopol, și vezi că este un izvor, doar numai trebuie să intri și să iei. Dar tu cine ești care îmi vorbești? Tu ia apă din izvor și taci din gură și dă-i bătrânului să se vindece. Și i-a spălat bătrânului ochii, i-a dat să bea și a recăpătat vederea și s-a făcut sănătos. Ce era Maica Domnului? Și a zis, dar totuși, cu cine am vorbit? Ai vorbit cu Maica Domnului. Și atunci Leon a zidit o frumoasă biserică cu pridvoare acolo, nu exagerat de mare, ea s-a dărâmat la un cutremur puternic. Oamenii acolo se vindecau de tot felul de boli. Izvorul există și astăzi. Am postat și eu în postarea cu izvorul tămăduirii scene din biserica respectivă, dar refăcute după arhitectura lui Justinian cel Mare, la anul 600 și ceva, când și el, fiind suferind de o boală, a venit și s-a spălat la acel izvor și s-a vindecat. Ea a mai suferit transformări cu tremuri, dar în original a rămas așa de atunci și există până astăzi. Și astăzi, dacă iei apă din acel izvor, am luat acum mulți ani când am fost în vizită, iată că aghiazma nu se strică niciodată, pentru că este apă miraculoasă. Acum aceste izvoare, să știți că și România este plină de izvoare. Avem izvorul de la Izbuc, avem izvorul de la Dervent, avem izvorul de la o biserică de aici, de undeva, de prin Brăila, unde numai în ziua de hram, în fântâna aceea din altar, urcă apa și pot oamenii să ia aghiazmă și pe aia în timpul anului se retrage. Și mai avem un izvor pe la mănăstirea Ghighiu, avem un izvor pe la mănăstirea Horăicioara, avem izvorul părintelui Arsene Boca, unde a luat cineva paralizat și s-a vindecat. Deci aceste izvoare miraculoase sunt la români o tradiție creștină bine împământenită, fie că vine din credința poporului, fie că vine din darul lui Dumnezeu, noi nu putem să dăm definiția acestor izvoare, numai important este că ele există. Și în Țara Sfântă, dacă mergem, avem izvorul lui Ioan Botezătorul la Encaren, la Evem Sapir, unde a stat Elisabeta și l-a hrănit un an în peșteră când o căutau soldații romani să omoare pruncul, când au omorât cei 14.000 de prunci al lui Irod. Și eu am luat de acolo apă pentru femeile care nu nasc și au rămas gravide. Avem izvorul de la Nazaret cu aceeași calitate, acolo la Bunavestire, jos la Biserica Greacă, și am luat și de acolo și am dat și au rămas gravide. Și mai este încă un izvor, dar nu mai mi-aduc aminte unde. Pe că la Siloam jos acolo undeva sub cetate și după aceea așa, izvorul de la Sfântul Sava din pustie, de la mănăstirea Sfântul Sava, Mar Sava cum se spune, dincolo de biserica Sfântului Teodose, unde acel izvor în mijlocul pustierea numai bolovani goi, izvorașul la baza mănăstirii jos din stâncă. Dacă într-o zi sunt călători mai mulți, varsă mai multă apă, dacă sunt călători mai puțin, varsă mai puțin apă. Și călugării au acele nevoințe, vreo 200 de trepte, urcă și coboară cu bidoanele cu apă de acolo, e nevoința celui ce aduce apa. Acea apă o folosesc îngătit și sfințesc și dacă vine un grup, îți dă o sticluță de un litru sau de doi, să poți să împarți la tot grupul câte un pic. Pentru că dacă te zeci de turiști și sute vin acolo, ar trebui o cisternă pe oră. Da, da, da. Și taina acestor izvoare nu este explicată în chip omenesc. Să nu uităm că și Moise a lovit stânca și a curs apă și s-a adăpat poporul lui Israel. Deci, aceasta e taina acestor izvoare în care binefăcătoare și revărsătoare este lucrarea Duhului Sfânt, lucrarea Sfintei Treimi și puterea Maicii Domnului. Și ea este izvor de tămăduire. De ce? Aici trebuie să fim atenți. Maica Domnului a dăruit Dumnezeirii o sămânță și un strop de sânge. Iar Dumnezeu ne-a dat izvorul cel din coasta nemurirea lui Hristos, care nu mai seacă niciodată. Noi avem mii de liturghii în fiecare zi, pe fața tot pământul, și ne adăpăm cu sângele lui Hristos din destul. Și Hristos ce a spus? Tu, umanitatea, din dragoste, mi-ai dat mie o picătură, luați izvoare de viață.
cel însetat să vină la mine și să bea, să se adape din apele dreptei credințe. Și cel ce va crede în mine, din gura lui sau din pântecele lui, vor izvori râuri de apă vie. Deci